să intrăm, să luăm această rectificare, să venim pentru deschiderea anului de învățământ 2020-2021, ne trebuie niște sume pe care v-aș propune să le introducem. N-am putut să le băgăm în material, fiindcă le-am finalizat ieri și astăzi, și anume 150.000 de lei care ne ținem în activități proprii pentru faptul că vrem să asigurăm măștile necesare pentru începutul anului școlar în luna septembrie și octombrie. Să alocăm pentru, sunt 3 școli care nu pot păstra distanțarea între elevi, și anume Narul Mușelor, Regulescu și Chiricul Gulescu, niște sume care nu sunt sume totale necesare. Am alocat pentru debut și urmează să descriem un proiect care s-a vrut axa de finanțarea proiectului pe fonduri europene, să recuperăm aceste sume, dar el va fi început cu octombrie, dar și noi atunci trebuie să alocăm niște sume pentru a rezolva această problemă. Și vorba de 25.000 de lei la Narul Mușel, 25.000 de lei la Opera Europescu, 25.000 de lei la Colegiul Național de Chiricul Gulescu, urmând ca fondul de rezervă să fie suplimentat cu suma de 207.000 lei, în cazul în care mai sunt necesare sume pentru rezolvare. Deocamdată nu știm nimic ce se va întâmpla pe partea de tablete. Scenariul, suntem încă în codul verde, nu suntem în codul galben la câmplu, ăsta se pot schimba și atunci avem acești bani în fondul de rezervă pentru eventuale intervenții pe desfășurarea în mod normal al anului de învățământ 2020-2021. Dacă sunteți de acord ca prin votul de astăzi să fim de acord și cu sumele pe care le-am menționat la urmă. Este pentru. Cine e pentru? Acum. Pentru. Împotrivă, abțineri, în unanimitate. Mulțumesc mult!